Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom vorbi puțin despre cum începem să ne reconstruim încrederea noastră personală. Dragii mei, primul rând, privește în urmă la viața ta și vei observa toate acele încercări dificile prin care ai trecut cu ajutorul lui Dumnezeu și atunci vei conștientiza că după fiecare dintre acestea ai avut tu puterea să te ridici de la pământ și să mergi înainte. Poate că la momentul respectiv acele încercări ți-au părut ție de nedescris, da? Poate că au fost momente când ai simțit că nu mai poți, că e mult, mult prea mult pentru tine, dar până la urmă le-ai depășit și ți-ai revenit și ai mers atunci înainte, ai mers mai departe. Când conștientizezi prin ce ai trecut, la câte greutăți ai făcut față tu cu ajutorul lui Dumnezeu, îți recapăți atunci încrederea în tine și în faptul că, avându-L pe Dumnezeu alături, poți depăși atunci orice încercare din viața ta. 2. Te înconjori. Te înconjori de oameni care rezonează numai cu tine, care te inspiră, care te provoacă să crești, care te susțin, care nu ezită să spună în față când faci alegeri care nu sunt benefice, care nu te onorează. Nu poți să sclădești încrederea în propria persoană. Atunci când în inima ta ai alături oameni plin de negativitate, oameni nesiguri pe ei, care preferă efectiv să stea în zona lor de confort. Nu toți cei care au loc în inima ta își găsesc acel loc ușor în viața ta, astfel spus. Nu toți cei pe care îi iubești sunt oameni care sunt benefici, oameni care îți fac ție bine. Faptul că ții la niște oameni, că ați fost alături mult timp, că ați împărtășit momente frumoase împreună, că sunteți rude și așa mai departe, da? Nu înseamnă că este benefic pentru tine să ții în preajma ta pe aceștia. Dacă cineva apropiat te trage în jos, este un om care nu este spre binele tău și atunci tu trebuie să-l scoți din viața ta. Este, dragul meu, spre binele tău să faci această curățenie periodică în cercul apropiaților tăi. Dacă vrei să evoluezi, caută compania oamenilor care te provoacă să evoluezi și să-ți atingi cel mai important potențial, care spun și atunci când faci alegeri, care trebuie să crești. Ai nevoie de oameni care au curajul să spună lucruri care te faci să te faci atunci când te simți inconfortabil, care nu se jenează niciodată să spună acele adevăruri. Ai nevoie de acei oameni care spun în față ori de câte ori te complaci în zona ta de confort, care te împing să faci pasul înainte pe calea ta, care știu când cauți tot felul de pretexte, scuze pentru a face niște lucruri care te trag în jos, care spun în față când te minți tu singur, care nu te lasă să te autosabotezi. Ai nevoie, dragul meu, de oameni care țin la tine suficient de mult ca să spună,
Ești conștient ce faci? Când faci asta, această alegere nu te onorează. Ceea ce faci acum nu este un lucru pe care îl face un om care funcționează cu integritate. Tu nu ești așa. Tu poți face mai mult decât atât, da? Chiar vrei să te cobori la acest nivel? Nu e spre binele tău să faci asta, pentru că asta înseamnă să te autosabotezi. Și eu, și tu, știm care este de fapt adevărul, da? Nu reușești să te minți, nici pe tine, pe deplin, nu reușești să mă minți, nici pe mine. Gândește-te atunci la ceea ce faci, pentru că, nu uita, vor fi consecințe. Ai nevoie. Ai nevoie de oameni care au un nivel ridicat de conștiință și care îți spun să faci lucruri care sunt sub nivelul tău. Vă doresc o zi frumoasă, cu multă bucurie, și reflectați la ceea ce v-am spus. Ok. Închei prin a vă mulțumi ca întotdeauna că sunteți alături de mine. Vă iubesc și vă îmbrățișez cu tot dragul. Vă mulțumesc pentru mesajele voastre care mi le lăsați. Pe mine mă găsiți pe canalul meu de YouTube, Gabriela Ilinca, pe blogurile mele Viața, Reiki Usui, Terapii spiritual, Gabriela Ilinca Reiki, terapii spirituale și inițieri. Apoi mă găsiți pe blogul meu Viața și, bineînțeles, pe Facebook-ul meu Gabriela Ilinca. Îmi iau la revedere de la voi cu, vă transmit din suflet, lumină și iubire. Pe curând, dragii mei!